Mood board. Ieri am făcut niște cartoline, cu alții builduri frumoase. Și acum fac mood board. O să vă arăt mai încolo, când o să le lipesc pe perete. Bine, să le agăț cumva. Bună dimineața! Mă bucur să ne vedem din nou. Eu stăteam aici în bucătărie și îmi beam un minunat smoothie, cum să zicem, piure de măr și semințe. E un ceva pentru colon. Am găsit pe net o chestie nouă tipă, poate o să fac alt video despre asta. Suntem aici și mă gândeam că zi, am făcut un video despre moodboard-ul meu, primul meu moodboard. Bine, eu am făcut un video când m-am apucat de el, dar nu l-am postat, nu l-am editat, alea. Și zic, bă, hai să spun ceva despre el acum. Și am să întorc camera și să vă arăt ce am eu pe moodboard sau în română, cum să-i spunem? Că nu cred că am găsit niciodată, n-am auzit pe nimeni cum îi spune în română. Un fel de panou de dorințe, de împliniri, de țeluri, nu știu cum să-i spunem în română. Așa că o să întorc camera și să văd ce mi-am doresc eu să fac anul ăsta, să ating ce lucruri vreau să le împlinesc. Cred că asta e clar. Bun, asta este panoul meu de țeluri, de lucruri pe care vreau să le ating anul ăsta. Nu sunt multe, deci cam trebuie să pot să le ating, dar sunt destul de dificile pentru mine cumva. Dificile, mă rog. Da, nu știu dacă e un cuvânt cam mare, dar hai să zicem. Primul lucru pe care îl vedem este să-l înțarc pe Sebastian și să-l învăț la ulița. Bine, se va învăța singur. Trebuie să avem răbdare, fiecare copil la timpul lui. Nu o să facă pe el tot timpul, iar de înțărcat la fel, dar ăsta cu înțărcatul vreau să fie blând. Dar nu prea am mai făcut videouri deloc despre copii. Așa că s-ar putea să fie un lucru bun să vă povestesc despre alăptare și lucruri de astea. Bun, vreau YouTube, adică să postez mai mult pe YouTube. Vreau să citesc Biblia, m-am apucat deja, sunt la Geneza 46, parcă. Vreau să citesc măcar două cărți, două măcar, am apucat de una, dar n-am terminat-o și nu e foarte mare, adică trebuie să pot, dar decizia. Se iau decizia să rămânem în România sau în Anglia. Cred că am luat aproape, am luat. Încă nu sunt 100% și nu știu dacă am să fiu 100%, 100%, dar sunt 80-90% decisă. Și aici, după cum vedeți, mi s-a și îndoit. Frățicule, de ce mi s-a îndoit? Fix ce era mai important, probabil. Mai puține dulciuri și mâncare mai sănătoasă. Da. Așa. Trebuia să-i pun un pin și aici sau să pun undeva unde să stea așa. Pentru că la asta, cu asta mă lupt cel mai mult, cred, deși nu realizez. Și apoi să-mi găsesc un job de duminică voiam. Dar cred că am renunțat la asta pentru că nu-mi permit de timpul și n-am cum să mă descurc cu copiii și să merg și duminică. Și nu am găsit fix de duminică. Poate că aș putea, dar nu am găsit fix duminica cum vreau eu, că eu vreau doar duminica pentru că aia ar fi ziua mea liberă. Liberă. Și cam asta ar fi. Deci, n-ar fi multe. Aș putea să le împlinesc, să zic. Asta e cea mai dificilă, cred, dintre toate, deși sau asta. Sau asta. Asta să zicem că odată și odată se va face de la sine, dar eu aș vrea anul ăsta. Iar asta ar trebui să fie foarte, foarte ușoară. La fel și cititul. Deși cu cititul să zicem că ne-am descurcat. Da, cam asta ar fi.
Da, vă încurajez și pe voi să faceți asta. Eu stau aici tot timpul în bucătărie. Cum noi avem bucătăria open, așa, cu salon, le poți vedea oricând, mai ales când treci la baie, pentru că... Așa că... Da, vă încurajez să faceți un astfel de lucru. Este foarte frumos să le vezi acolo tot timpul și să zici, da, trebuie să lucrezi la asta, trebuie să lucrezi. Este o chestie. Am tot citit despre ele. Puteți și voi să citiți despre asta, despre cum funcționează, să vezi lucrurile cumva, undeva. Bine, și că trebuie să ai și poze, din cât am înțeles, ca să te exemplifice, să ai memoria vizuală, chestiile astea. Dar, hai să întorci o cameră. Dar totuși, zic că e ok și așa. Nu știu că e un drept de bun. Trebuie să mă duci pe lui, că nu m-am îmbrăcat, sunt în pijama. Dar mă merg acum să trezesc copiii și să mergem la școală. Yeah! Eu nu știu de ce mă bucur că merg la școală. Și mi-ar place, mi-e dor de școală. Da, bun. Vă las să aveți o zi minunată și noi ne revedem în următorul meu video.